Am locuit în această casă în ultimii 23 de ani. La fel ca în ultimile 8.000 de nopți, în timp ce mă duceam la culcare, am întins mâna pentru a închide întrerupătorul de lumină din casa scării, cel de la capătul scărilor, pe partea stângă, când urc. Doar că nu era acolo. M-am oprit și m-am uitat în jos. Mâna mea era pesată de un perete gol. M-am întors și am văzut întrerupătorul pe partea cealaltă a scării. Hmm, m-am întrebat. Oare întrerupătorul fusese întotdeauna pe partea aceea. Trecuse atât de mult timp încât nu mai fusese niciodată atentă la locul exact unde se afla întrerupătorul de lumină. Era pură memorie musculară. Întinde mâna, stinge lumina, intră în dormitorul meu. M-am uitat în jos. Oh, țineam în mâna stângă un ceea o față de pernă proaspăt spălate. Asta m-a împiedicat să sting lumina. În loc să schimb mâna, memoria mea musculară a spus creierului meu Hei, du-te și stinge lumina cu cealaltă mână Creier prostesc Nu era nimic ne în regulă Am deschis ușa dormitorului meu și am început să trag cearceaful peste saltea Am tras pânza drept Îndreptând ridurile și așezând cu grijă colțurile de desubt Am repetat asta de patru ori Apoi cu un ofta m -am ridicat și m-am dus în baie M-am întins prin lumina Peretele era gol ce naiba? Mi-am întins celălalt braț. După o secundă de bușbuială, degetele mele au găsit întrerupătorul și l-au aprins. M-am privit încruntată în oglindă, la refecția mâinimele osoase înghețată pe întrerupător. Sunt destul de sigură că întrerupătorul e pe partea cealaltă, lângă suportul de prosoape. Nu acolo. M-am îndepărtat spre teșghea și mi-am scos din păr, apoi mi l-am strâns într-o coadă de cal, fixându-l cu o fundă verde neon. M-am plecat spre sertar ca să-mi scot pasăre dinți, numai că degetele mele au apucat aerul gol. M-am uitat în jos pentru a găsi trapa sertarului cu câțiva centimetri mai jos decât mă așteptam să fie. Doamne, ce e în regulă cu mine astăzi? Am urmăit în sinea mea. Mi-am luat pasăre dinți din sertar, am stropit-o pe periuță și m-am spălat furios pe dinți. M-am plecat peste chiuvetă și am format o cupă cu mâinile, umplându-le cu apă. Am aspirat-o clătindu-o și am scuipat M-am îndreptat din nou. Ce? Peste umorul meu un oglindă, chiar ce se afla înghesuit deasupra saltelei. Inima mea a căzut. Cu siguranță am pus ceaful ăla pe pat. Apoi m-am Ce Chiar așa? Sau doar m-am gândit că o să fac asta? M-am întors uitându-mă la țesătura încălcită. Micile buline verzi și drăguțe sunt distorsionate de riduri. Apoi am scuturat din cap și m-am îndreptat spre pat am făcut la cercea în aer, apoi am anelinat corțurile, l am tras întinzând fiecare colț de subt. Arată bine, mi-a spus. M-am îndreptat spre ferestre și ne-am închis. Ne-am încuiat. Am tras jaluzelele în jos și apoi am tras perdelele peste ele. Fără lumina lunii, camera era întunecată ca smoana, cu excepția unei fărâme de lumina aurii care se revărsa din ușa de la baie. Lăsând lumina din baia aprinsă ca să nu mă împiedic, m-am așezat pe pat și am aprins lampa de birou. Mi-am luat kindle-ul de pe noptieră și am deschis romanul pe care îl citeam. O dramă despre două femei foarte diferite care își schimbau corpul. Am citit câteva minute, dar apoi ceva mi-a tras atenția. Oglinda. În oglinda cu diagonală întreagă de vizavi de pat, îmi puteam vedea reflexia. Pături înfășurate, confortabil în jurul meu, o cană cu apă pe noptieră, kindle în mână. Dar că era ceva îngrozitor. Îngrozitor de greșit. Aveam părul desfăcut. Nu, nu mi-am prins părul într-o coadă de cal, în baie. Eu eram sigură de asta. Altfel, mi-aș fi udat părul în ciuvetă când m-am spălat pe dinți. Doar dacă nu cumva, poate l-am lăsat la loc în timp ce citeam. Funda verde de păr neon stătea pe noptieră. Am apucat-o și mi-am pus repede părul la loc. Apoi m-am holbat la oglindă. Reflexia mea s-a uitat înapoi cu ochi mari. Ești doar obosită, mi-am zis. Ai avut o zi infernală, o săptămână infernală. Prezentarea de la serviciu, repararea geamului crăpat de la subsol de una singură. Ai nevoie doar de un somn bun. M-am întins și am stins lampa. Întunericul m-a și mi s-a părut cumva prea întuneric. De obicei era lumină de la ceva. Chiar dacă era doar lumina albă intermitentă a laptopului meu, indicând modul de somn. Dar atunci era doar întuneric pur Un întuneric gros, greu, ca o ceață Care umplea întreaga cameră Du-te la culcare, ai nevoie de somn Mi-am poruncit singură M-am lângă pernă Am închis ochii și am început să adorm Ochii mi s-au deschis brusc Lumina Am lăsat lumina aprinsă în baie Și acum era stinsă M-am ridicat din pat Alo, e cineva acolo? Am întrebat o, oh, bună idee, Hana. Anunță-te ca orice victimă dintr-un film de groază, mi am zis. Pipăind în întuneric, mi-a căutat telefonul. Îl lăsasem pe noptieră, care ar fi trebuit să fie la un metru sau doi în dreapta mea, dar când am continuat să pipăi, mâna mea a căzut doar pe aer gol. Unde n-ai noptiera mea, mi-am zis. Am înaintat cu pași înceți, apoi degetul meu de la picior s-a ciocnit de ceva. Am era de durere, dar am întins mâna în jos și am găsit în cele din urmă Metalul neted și elegant al telefonului meu am aprins lanterna și mi s-a răcit sângele. Patul meu mă de noapte. Totul era pe partea stângă a camerei, nu în dreapta. M-am holbat la ea cu inima bătându mă în piept. Lumina albă zvâgnea pe perete în timp ce mâna mea tremura. M-am întors spre baie, dar mă holbat la ferestre. Perdelele închise bine, m-am răsucit și am văzut ușa de la baie pe cealaltă parte a camerei. Ce naiba? Am alergat spre ușa dormitorului. Am întors clanța. Am deschis ușa și am fugit pe hol. Pe scări nu ducea în jos, mergea în sus. Lanterna mea a urmărit treptele de lemn în timp ce urcam. Se întârceau la 90 de grade la palier și apoi continuau în sus. În vârf era o ușă închisă. O ușă pe care o văzusem de un milion de ori. Ușa spre subsolul meu. Un vis. Asta trebuie să fie un vis, am zis. M-am ciupit, am țipat și am încercat să mă forțez, să mă trezesc. Dar eram încă în picioare pe hol, holul care ducea la ușa sub solului. Am urcat în fugă scările și am deschis ușa, sau am încercat. s a deschis doar câțiva centimetri înainte ca lanțul să se blocheze. Mi-am împins toată greutatea în ușă, trăgând lanțul, dar ușa nu s-a mai deschis. Lasă-mă să ies, am urlat. Lumina s-a aprins de cealaltă parte a ușii. Și prin crăpătură am putut vedea ceva, ceva familiar. Un hol cu un ceas pereți de culoare crem, o deschizătoare care ducea spre o bucătărie mică, tapetată cu un tapet colorat. Era casa mea și în bucătărie se afla o femeie. O femeie cu părul închis la culoare, într-o coadă de cal, cu o fundă verde neon. Eu eram, țineam o mână o cutie de scule și un sac de gunoi. Ceva asemănător cu sticla se ciocnea unul de celălalt la fiecare pas pe care îl făcea. Apoi a dispărut, după curbă, spre garaj. Ajutor! Am strigat! Ajutați-mă! Dar nu a venit nimeni. Am încercat să sun la poliție. Am încercat să sun pe mamă, pe prietenii mei, pe oricine. Dar nu am reușit niciodată. Se pare că am un fel de conexiune la internet, totuși, și nici măcar nu sunt sigură unde va fi văzută această poveste. Dar sper că cineva o va vedea și sper că mă veți putea ajuta.